Agresorii domestici care încalcă ordinele de protecție intră de astăzi în vizorul Sistemului Național de Monitorizare Electronică. Celebrele brățări de supraveghere devin obligatorii în cazurile de violență domestică, dar nu numai. Acestea vor fi folosite și pentru controlul judiciar sub cauțiune și arest la domiciliu. Agresorii domestici împotriva cărora se emit ordine de protecție provizorii de către polițiști sau ordine de protecție de către instanțele de judecată pot fi obligați să poarte dispozitive electronice de supraveghere prin care li se interzice apropierea la o anumită distanță de victime sau anumite locații. Dispozitivele electronice de supraveghere sunt de două feluri, mobile sau fixe. Cele mobile se montează pe glezna persoanei supravegheate, iar dispozitivele fixe se montează în locuința de care agresorul nu are voie să se apropie. În cazurile de violență domestică sunt utilizate doar dispozitive mobile, respectiv această brățară, care va fi montată la nivelul gleznei agresorului și, prin cazuri de excepție, la nivelul încheieturii mâinii, iar persoana protejată va avea la dispoziție un dispozitiv electronic, de asemenea sub forma unui telefon, pe care vor fi generate alertele de apropiere. Monitorizarea se va realiza automat, fără intervenție umană, sistematic și exclusiv pe teritoriul României. Identitatea persoanei supravegheate și a persoanei protejate care poartă dispozitivele electronice va fi cunoscută doar de organul de supraveghere care creează semnalarea. Utilizarea acestor sisteme nu echivalează cu protecția integrității fizice a persoanelor protejate, însă permite adoptarea unor măsuri pentru prevenirea și contracararea unui eventual contact fizic între victima violenței domestice și agresor. Dacă avem o alertă, adică agresorul încalcă acea distanță prestabilită prin ordinul de protecție provizoriu, se va genera automat o alertă care va fi transmisă dispeceratului de urgență operat de poliție. Va fi informată victima cu privire la această alertă, îi se va solicita să dea mai multe date cu privire la locul în care se află, toate aceste elemente fiind necesare pentru protecția sa. În primele 8 luni ale acestui an, polițiștii constanțeni au emis 240 de ordine de protecție provizorii, 87 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de instanțele de judecată. În aceeași perioadă, polițiștii au intervenit la 1340 de cazuri de violență domestică, dintre care 996 în mediul urban și 344 în mediul rural. Numărul faptelor penale în domeniul violenței domestice a crescut cu 14,33% față de primele 8 luni ale anului trecut. Au fost înregistrate creșteri și pentru infracțiunile de nerespectare a ordinelor de protecție, de la 84 la 106 fapte. Cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor o au lovirea sau alte violențe, 65%.